În continuare, este în vigoare un cod galben de nisori pentru mai multe județe din țară, dar și o informare de precipitații. Cât mai ține vremea rea, ne spune acum colega mea Ioana Vlăsceanu. Bună seara, Ioana, ești în direct. Bună seara, Livia, bun găsit tuturor. Până în această seară, la ora 20, este în vigoare codul galben de nisori, ce vizează județele Gorj și Vâlcea. În aceste zone, în special la munte, spun meteorologii, va ninge, astfel că se va depune un nou strat de zăpadă care va măsura peste 10-15 centimetri. În plus, pe lângă acest cod galben, este în vigoare și o informare meteorologică de precipitații, zăpadă, dar și polei, valabilă până mâine la ora 10 dimineața. În acest interval va ploua, în special în partea de sud a țării, dar și local în nordul și centrul României. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va avea intensificări. Mai mult decât atât, în Banat, Oltenia și Muntenia vor fi precipitații mixte, astfel că ele vor favoriza și apariția poleiului. În capitală, vremea este tot închisă, plouă, iar temperaturile sunt cuprinse între 3 și 7 grade Celsius. Abia de mâine, vremea se va mai îmbunătăți un pic, însă vom avea parte de o săptămână în care zilele senine vor alterna cu cele cu precipitații. Abia de miercuri, joi, spun meteorologii, se va mai încălzi puțin, iar termometrele vor indica și 17 grade Celsius. Deocamdată atât despre vreme. La revedere!